Apropo, tu ce liceu ai? N-am avut Și dai posibilitatea pro? să intru la pro, o să intru cât de curând, da. Da? Vrei? Da? Da, normal, că vreau, îmi doresc, că antrenez de 8 ani de zile știu, și dar am românii trecut nu toate mai etapele. Dică neagă, ieri a zis, nu mai vreau, gata, mi s-a tăiat. Nu, când am fost la școală, făceam interferon, mergeam cu interferon în venă și stăteam câte 8 ore la asta școală. E legal interferon? Că o să-i spuneți despre nu, nu, deci nu-l trăgeam pe nas, îl făceam în... Nu contează. E legal, normal că e, e pentru hepatita C. Da. E tratamentul. Poate, da. Dar nu contează, și injecții sunt. Și chiar injecții nu cu o substanță dopantă, cu prea multe lucruri. Da, aveam energia aia prea multă. Că, se poate, da. Asta. Injecțiile, de exemplu, transfuzie și injecțiile, de-astea lui, nu injecție, pur și simplu. Nu, era tratamentul pentru hepatita C, care se manifesta foarte rău. Și mergeam la școală, că na, trebuia să învăț. Zim despre antrenorii fără licență. Da, și eu sunt adeptul documentului. Pentru că să faci școală te ajută extraordinar de mult. Ok, tu poți să antrenezi poate din elanul fotbalistic pe care l-ai avut și ai fost, ai jucat la un nivel, știi anumite lucruri, dar eu l-am și pe Florin lângă mine. Răzvan, tu te apuci de antrenorat? Nu. Nu. Ești milionar. La ce nu, nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Zic că este foarte, foarte important să nu sari anumite etape. Pentru că sunt momente în timpul jocului când trebuie să iei niște decizii extraordinar de grele și nu. La venit la telefon cu Sorin Cârțu, care a fost antrenor de Liga Campionilor. Salut, Sorin! Ce poate? La mulți ani. La mulți ani, domnule. Campion și de Liga Campionilor. Da. Antrenor, da. Tu ai licența pro, nu? Cred. Nu știu, nu știu prin ce gustați pe ce... 2003, 2004, atunci când s-a făcut prima dată. Alo. Da, zi, Sorin. Subiectul era despre antrenor sau ce, că n-am văzut. Da, da, dacă tu ai licența prot, bănesc că tu ai licența prot. Păi normal. Da, e numărul 3, așa. Păi vezi? Numărul 3? Da. Numărul 3, da. Și numărul 1 cine e? Prima, nu mai știu, dar a fost prima promoție, să spunem așa, din 2000, că 2004 mi se pare. Ce am așa. Hagi, și, da, și văd și eu comentariile care sunt chiară și asta. Până la urmă, sigur, e bine așa, să toată lumea să fie în legalitate, cum să spun. Și e bine să treci școli. Să-ți faci școlile și de antrenor și, eu știu, licența asta pro, dacă vrei să, nu știu, să mergi mai tu, să poți să antrenezi și afară sau... Așa este normal. Plus că, îți spun ceva, uite și eu aveam așa o anumită gândire în momentul în care a fost... școala asta pentru licența pro, au fost niște întâlniri cu antrenori de veneau de afară care expuneau niște idei și așa, multe, te ajută să schimbi, să progresezi, să avansezi. Dar tu cât timp ai făcut? Câți ani ai făcut cursul? Un an de zile, poate. Acum 7 ani, spre 8. Nu, erau niște regulamente atunci... care îți permiteau să iei licența mult mai repede. Da. Și lucrezi. Adică și partea asta ți se pare ok să trebuie să treacă atâta timp pentru numai pentru licențe? Nu știu ce să spun, dar oricum e nici așa să termin imediat de pe banca, de la fotbal imediat să duci ca antrenor, de la fotbalist să treci imediat pe antrenor. Am mai spus, e un paradox așa, știi, că fotbalul în primul rând de ăștia a făcut, de antrenor și de fotbalist, e primul și primul loc la fotbal. Știi cine a făcut așa? În principiu tu ai dreptate, dar știi cine a făcut așa? Klopp. Klopp așa a făcut. El așa a făcut. În Germania, când a ieșit de la echipă, că era și fundaj, ce era și m-a enervat de mine, așa, nu reușeam să fac ce trebuie, m-a săturat într-o zi și a devenit antrenor, direct.
Nu știu ce licență, mă duiesc că avea chiar pro direct. N-are cum să le ia pro direct. Am citit și eu cartea lui Klopp și într-adevăr, da. Încă mai juca când a trebuit și am început ca antrenor jucător, deci în prima parte. Da, bun, așa au fost mulți și Lucescu a fost și bună, dar Viali, dar erau alte vremuri, adică... Eu chiar aș recomanda la jucători când era recomandat și înainte și acum. E o trecere mai ușoară așa, nu bruscă, în și a antrena și juca. Și pe mine m-a ajutat mult în experiența mea. Adică tu spui să înceapă să învețe pentru antrenorat de când sunt jucători, asta spui? Nu, vreau să continui ideea aceea cu când a spus că e un paradox prin faptul că am spus ei, antrenorii și fotbaliștii fac în primul rând și în primul rând fenomenul ăsta de fotbal, dar să știi că e diferență mare de tot din a juca și a antrena. Modul, trăirile, modul în care se gândește o partidă. Plus gestiunea umană a unui vestiar. E mult diferit. Și de-aia spun că e bine să fie cu școli, când îi trece în meseria asta, că chiar e bine pentru cel care a jucat fotbal, din punctul meu de vedere e mai ușor pentru unul care a jucat fotbal să facă meseria asta de antrenor, dar asta nu înseamnă că dacă ai jucat imediat gata și hai treci direct fără niciun fel de pregătire. Pentru că, din punctul meu de vedere, la meseria de antrenor, 75-80% este carte și pe urmă 20 așa să 15-20 să ai și șansă. Pentru că și în meseria asta dacă nu există șansă nu reușești. Dar uite că un antrenor pus antrenor, zis antrenor fără niciun fel de calificare, nu veni direct de pe teren, dar fără nicio calificare a mai stat în staff-uri cum este Pintili. Uite ce rezultate are, cel puțin în perioada asta. Da, are, asta înseamnă că e, are talent pentru meseria asta. Înseamnă că e talentat, știe, înțeles. Am spus și eu când m-am apucat de meseria de antrenor, vorba aia, cu antrenor jucător, aveam, cum era pe timpul nostru atunci, în 87, n-aveam niciun material, practic. Aveam niște antrenamente scrise de pe timpul, de la când mergeam la Națională, de la Lucescu, de la Mircea Rădulescu, erau scrise pe un caiet, pe modul ăsta. Bine că știam, să spunem, eu știu, în ceea ce privea pregătirea fizică, timpii care trebuie să îi urmărești pe cronometru, eu știu, când veneau bucăți de alergare sau exercițiile fizice și așa mai departe. Dar după aia venea tactică, strategie, planificări, încărcări, vârfuri de formă. Da, da, că e întreagă poveste. E bine să treci prin ele. Uite că văd și acum, sunt niște dezbateri, așa, am văzut pe la prin ziare și chestia asta cu vai ce probleme erau în pregătirea de iarnă înainte, că s-a alerga, că acum am văzut și eu și am mai avut niște discuții și cu trupa asta mai tânără, așa, apropo de Nasturina, acum pregătirea fizică. Eu fiind un tip care, într-adevăr, cam i-am alergat pe elevii mei și pe jucătorii la care eram antrenor și una peste alta zic eu că n-am făcut rău pentru că foarte mulți dintre ei chiar au ajuns să joace pe sus de tot, pe tocmai bazat pe niște principii de tipul ăsta. Și tot discuții, că tocmai acum pregătirea fizică se face cu minge așa. Bă, eu nu știu dacă e chiar așa, pentru că în primul și în primul rând parcă aș vrea să știu, eu știu, de Paul ăla de la, sau de Paul, cum îi ziceau, sau de Paul. De Paul, ziceam, da, argentinianul, că l-am urmărit cam la toate meciurile, așa, intensiv, să spunem. Păi eu nu știu dacă ăla a făcut, are
capacitatea aia de efort, făcând cu mingea sau McAllister sau tot așa de la argentinieni și care au alergat câte 14, câte 17 kilometri. Tot tare curios sunt să văd dacă au alergat, făceau cu mingea când pregătirea fizică. Ca să nu mai zicem, putem să întrebăm, dar Giroud făcând sală, o fi făcând așa... Giroud. Când îl vezi, e ca un gâde, așa. Da. Adică sunt șapte. Bun, întrebarea e, Sorin. Voi ați angaja un antrenor fără licență, fără nicio licență sau fără licență pro, la Craiova? Nu, cred, nu. Deci nu. Nu știu ce să spun, nu, niciun caz. În general, la Craiova, au fost antrenori cu experiență, antrenori cu școală, pentru că Craiova e echipă grea. Nu, și dacă ia, chiar campionatul FCSB cu Pintili, fără nicio licență? Eu n-am ce să, nu știu ce să spun. Se poate. Da, și cu antrenorul, știi cum e, trebuie să ai o echipă bună, dar s-a spus, ele sunt un fost jucător și e foarte talentat. E talentat, înseamnă, în meseria asta. Da, da, da. Și până la urmă, eu știu, și cu momentul în care își va face școala și că el a trenat într-un fel din talent. Că și aici trebuie să ai un feeling, uite că el dă dovadă de treaba asta. E ca Suț ăla, că era avocat, n-a venit nicio zi de școală. Sau în Viena, dar era cel mai tare, lua toate procese. Bine, despre Craiova vreau să te întreb, n-au nicio zi de pauză, n-au nicio zi de pauză, Neagoie. Ce zici de asta? E bine că, eu știu, au venit de-aia din... Poate că să fi venit și chiar era bine să fi venit direct la Botoșan, să fi prelungit perioada de pregătire, să fi dus direct la Botoșan și ducau și părmoși luau după aia pauză. A fost scurt. Dar nu-i cam mult? Nu-i cam, adică nu crește o presiune? Mult, dar și perioada asta a fost scurtă totuși. Pentru Marcovici a zis că îi lipsesc soția, copilul. Sunt mulți care știi cum iau și doza asta de răsfăț și asta. Foarte bine, înseamnă că e preocupat, eu știu, cu familia și că de acolo se încarcă pozitiv. Păi da, dar vezi că nu mai are de un se încarce acum, dacă nu e nicio pauză. Da. Ivan, capitan de Plai? Da, e o alegere bună, e jucător cu experiență la noi deja. Uite că sună așa, te vezi pe Ivan, pe perioada asta, a intrat în perioada asta de maturitate fotbalistică, are și el 25 de ani, 25-26 de ani, sau 24-25 în jurul ăsta, și e copt într-un fel, e copil de-a nostru crescut în cadrul cult, în spiritul ăsta al universității, ele din 2013 la noi, chiar și când era în divizia B, și își merită postura asta, plus că e o responsabilitate pe care... Nu mai poți să cazi cu banderul ăla în care o așa la orice atingi. Nu știu, și cu căzutul, cum s-a exagerat mult, dar este un jucător care de multe ori chiar cade, cum să spun... Nu ca de întâmplător sau lui, este vânat de adversar. Dar mai caută și el să cadă, am văzut. Mă, sunt într-o curdină, să fotbaliștii, te-au văzut și ei pe și pe la alții. Și mai bine s-ar uita la cum dau goluri, am ținut cu un cap în care. Și alea, să știi că... Și alea, da. De aici, fan, ce informații ai? Ișman, e un jucător care mie îmi place așa, la ceea ce am văzut în ultimul timp. Știu că era... Noi l-am avut de pe perioada când era la Mioveni în vizor și așa, în analiză. Nu știu unde s-a rupt atunci filmul, de n-am putut să intrăm noi și să-l fie achiziționat de atunci.
Acum că a venit acum, ceva mai târziu decât noi îl speram, dar și astă vară a fost pe gândirea noastră. Să vedem acum. Da, e de văzut. E un tip cu calitate, un puș cu un tânăr cu calitate și zic eu că și momentul ăsta de a urca o treaptă în evoluția lui e bine ales. Da. Lucrurile sunt diferite, zic eu, de cum a fost la Mioveni, cum a fost la FCAJ și cum trebuie să fie sau va fi, eu știu, în perioada asta de Universitatea Creva. Mersi, Sorin. Mulțumesc pentru intervenție. Zi bună, Sorin. Emisiune plăcută. La revedere.